Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vreau să vă mulțumesc că sunteți o mână de oameni puternici care ați rezistat două ceasuri în frig ca să slăviți pe Hristos. Aș vrea să vă pun la suflet o întâmplare reală care a avut loc în anul 1925. Era vorba de un botez. În apa Hida au specificat toate ziarele întâmplarea aceasta. Au botezat copilul și s-a strâns toată familia, o familie foarte numeroasă, foarte mare. Și au început cu toții, după botez, să se îndrepte spre casă. Și când au ajuns acasă, Naș a luat pruncul și l-a pus în camera din față, pe pat. Și a venit cineva și și-a aruncat haina peste el. Și după aceea au venit invitații cu toții și au aruncat toți haina peste cealaltă haină și au început să petreacă, să chefuiască. Și după două ceasuri au început să ridice paharele și să strige: trăiască, trăiască, trăiască! Și oamenii se uitau în dreapta și în stânga, dar cine să trăiască? Unde e pruncul? Și au început să-l caute și când l-au găsit era sufocat, mort. Și îi strigau de două ceasuri: trăiască! V-a spus întâmplarea aceasta pentru că așa se vrea să se întâmple cu Crăciunul. Lumea aceasta vrea să-L ucide pe Hristos în inimile noastre, într-un mod treptat. Uitați-vă la programele pe care le fac copiii la grădință și la școală. La început au zis: hai să mai băgăm câte o poezie de iarnă, câte una cu Moș Crăciun, să mai vorbim câte una despre brad și despre stele. Și treptat au început să înlocuiască poeziile religioase până am ajuns să facem niște programe de Crăciun fără Hristos. Uitați-vă la cărți. Erau pline cărțile de poezii și de povești despre nașterea Domnului. Acum rar mai găsești câte ceva. Pentru că lumea de astăzi vrea treptat, treptat, ca și cuiul pe pelea. Numai un pas să deschidem ușa și să lăsăm să intre în inimile noastre ceva care să scoată afară pe Hristos, că după aceea pas cu pas ne scot afară de tot din viața noastră și ajunge să avem sărbători cu Moș Crăciun, cu brazi, cu daruri. Nu sunt rele lucrurile acestea. Am băgat și spiridușii, acum mai băgăm și crăciunițele în fuste scurte și tot felul de tâmpenii din acestea, să mă iertați. Am început să punem bărbați îmbrăcați în Maica Domnului să blasfemieze sărbătoarea Crăciunului, dar să fim deranjați, să spunem că de Crăciun s-a născut Iisus Hristos și este ziua Lui de naștere. El este Dumnezeul cerului și al pământului, care a venit acum 2000 de ani și asta nu e poveste. Asta este istorie și asta e realitate și este singura realitate care este valabilă de 2000 de ani încoace și până la sfârșitul veacurilor. Dacă vom trăi această istorie, o vom cânta prin colinde copiilor noștri, urmașilor noștri, avem șanse să mai avem Crăciun. Dacă nu, vom avea orice altceva, dar nu va mai fi Crăciun. Vă mulțumesc că ați stat și ați colindat împreună cu noi. Am vrea să încheiem iarăși cu rugăciunea Tatăl nostru și Născătoarea și apoi, așa cum v-a spus Părintele, colindați-vă cât puteți vecinii, prietenii, colegii, rudenile, ca să nu piară această tradiție a noastră, acest obicei al nostru de a prăzui de Crăciun nașterea Domnului și să lăsăm să fie El viu și nu mort în inimile noastre. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de dar. Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.
Doamne ajută, mulțumim mult tuturor copiilor care au cântat, care sunt binecuvântați de Dumnezeu cu talentul de a cânta, celor care sunt binecuvântați cu talentul de a vorbi, cum au fost părinții, le mulțumim din suflet și îi așteptăm oricând. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns până astăzi. Știți că am zis că astăzi nu este protest. Îi mulțumim că am ajuns până astăzi. Știți voi, rezistând la ce? Și ne vedem sâmbăta viitoare. Și vă mulțumesc pentru tot ce faceți și pentru că sunteți aici. Să aveți un timp cât mai frumos și mai binecuvântat până sâmbăta viitoare.